Mergem acum mai departe. Dragilor. După atâta dans și mișcare, avem nevoie și de puțină mâncare. Ia, Mădălina, tu cu ce preparate ne ispitești astăzi? Bună dimineața! Bună dimineața și Hristos a înviat! O să vă ispitesc cu tot felul de bunătăți. Vreau să continuăm așa atmosfera de Paște cu mese îmbelșugate, așa cum am făcut în toate aceste 3 zile. Și astăzi, șef Vlad s-a ocupat de tot ceea ce o să vedeți în minutele următoare. Bună dimineața și Hristos a înviat! Adevărată dimineața! Ce faci, Vlad? Te-ai pregătit asidu? Pregătit una masă pentru Paște tradiționale. Pasca, cozonac, gustare normal, saramale sârbesc, așa, ciorbă de miel, așa, salate. Ai pregătit foarte, brof, foarte multe bunătăți aici. Da, și în special la jar vreau să știu ce faci acolo. Acum că descoperim-o. Ia să vedem. E jar, e natural. Poți? Da, domnule. Eu te-aș ajuta, dar n-aș vrea să mă accidentez. Trebuie păstrez-o distanța, da? Așa. Aș spune până... Mamă, cât de bine arată ce ai pregătit tu acolo. Deci e miel cu legume miel sau cu ce? Miel cu legume, cu cartofi, condimente, vin alb, așa, ustroi. Care e secretul? Spune-ne despre secret. Secretul? Că poate cei de acasă vor să prepare și astăzi. Poate. Punem miel, sare, piper, vin alb, ceapa, ustroi, puțin apă, puțin... temperatura 160 grade. Așa, cam cât trebuie să stea la cuptor? 2 ore jumate. Am înțeles. E fraged. Ia să le tai tu așa câteva bucățele, să duc și eu în redacție. Da, da, clar, clar. Că doar suntem așa, în a treia zi de Paște. Asta... Mamă, cât de bine arată. Foarte, foarte bine. Cine nu dorește miel, am și aici am văzut că ai și o ciorbă de, de miel, nu? Da, ciorbă de miel, e alba. La voi, la Muntenie, faceți roșie. Eu făcut alba asta de Oldenesca, de acolo, de munte. Și e puțină smântână, așa, nu? Puțină smântână, puțin miel, bucate mici, puțin orez, legume. Așa. Fierbe frumos. Și aici avem tradiționalul drop, tradițional, drop, nu? Organe de drop. Așa. Cu ouă. Și dacă tot ai făcut tu ouăle astea așa, da, tare simpatice, ai și ornat aici senzațional cu flori, cu liliac și așa mai departe, o să te rog să ciocnim și noi un nou, da? Da. Zic eu prima? Aici. Stai așa. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai să vedem dacă ai... Hristos a înviat. Așa. N-am noroc, ce să zic. Nu, ai noroc. Nu, asta, am noroc, dar nu noroc, l-a ciocnit ouă și cu ocazia asta o să-l și mănânc, pentru că, na, am mâncat câteva zilele acestea și unul în plus nu strică niciodată. Zine, Vlad, cu spune-te, ce ne mai servești, ce avem aici, mezeluri de tot felul. Cine nu dorește miel, are gustare, jambon, ceafă fumată, antricot de vită, musc de porc, așa, berbecuți, cotleti. Și aici ne-ai pregătit o țuică specifică, nu? Țuică, slivovița, sârbesca, slivovița, salată amestecată. Așa. Și pască, nu? E pască. Vreau să dăm așa noroc. Dăm noroc. Îți mulțumim tare mult pentru tot ceea ce ne-ai pregătit. Nu știu alții cum sunt, dar eu când văd mâncare, aș gusta din toate. Laura Cove, voi cum sunteți? Noi suntem bine, da, Mădălina, îți mulțumim tare mult și noi am gustat din toate, mai ales că acolo am văzut că era o masă îmbelșugată.